Am crezut că te sperii. Bă, frate, tu crezi că bine funcționează chestiile astea? Am crezut că te sperii. Of. Hai să vedem. Ce frică? Adevărul despre Buzz South este că e un film la care am rămas prins. Nu pentru că ar fi unul bun, ci pentru că nu e atât de prost precum mi-am imaginat eu că o să fie. Zilele trecute am fost la cinema și am urmărit, nesilit de nimeni, filmul Buzz South. Sau cum îmi place mie să-i zic, colajul de reclame Buzz South. Nu e prima oară... O bune colajul de reclame, gen. Mamă, dar uite-te cum e ăsta, filmul ăsta. Nu mai știi? Dorian Popa? Sau bro? Amândoi, gen, cum îți acolo... Ei între copii, fix ei doi între copii, efectiv. Dorea Buba n-am treabă. Ce? N-am treabă. Când merg la un film cu și despre vloggeri și tiktokeri, am urmărit în cinema și Tabăra și oricât de clișei că ar suna, chiar am adormit la el. Diferența între filmele astea două este că se observă că s-au făcut niște pași în direcția bună, la care încă nu s-a ajuns, și anume cea a mediocrității. Probabil maximul pe care îl poți atinge cu un astfel de film. Atenție, în fața unor oameni care au un bagaj cinematografic suficient de vast încât să nu rămâne impresionați de orice lozincă. Bă, Buzz House-ul nu este un film pentru oamenii pasionați de film, din punctul normal, meu de vedere. Normal, frate, e un film gen... Nu, te uiți tu, gen, nu poți să te duci cu copiii, gen, un părinte, dacă ar veni la așa ceva, cred că și-ar da două capace. Da, gen, gen de film, frate, la care vor copiii tăi să se uite și te duci și tu cu ei așa ca să petrești timpul cu ei. Da, mă, e fix pentru vârsta noastră, pentru nimic altceva. Și pentru noi, dacă te uita la serial, bă... Da, te duci așa să vezi despre ce e vorba. Exact. Asta e hazul la filmele astea și asta e marketingul din spate, bă, să vrei să te duci să vezi despre ce e vorba în filmul ăla. Sau Bășină. Normal. Zic Bășină pentru că ăsta a fost punctul în care sala a râs cel mai tare la vizionarea filmului, la o nenorocită de Bășină. Și ok. Câte bășini și cât pișat și câte de astea cum sunt. Cum să-i dai emojin la mine la fiecare bășină, frate, că deja aveam ritual, ești nebun, da, la fiecare chestie cringe. Dar știu, păi erați lupi și tu te întorceai la mine. Și noi te întorceam la mine dintr-o dată, n-aveți idee. Da, sunt efectiv niște filme pur comerciale, dar într-adevăr, dacă uite, pentru noi care îi cunoaștem pe oamenii aia, e un pic mai haz, gen. E un pic mai haz. Pentru că în afară de mine și de o doamnă, în sală erau doar copii, în mare parte de 12-13 ani, hai 15 ani probabil. De asta menționez, eu sunt trecut de vârsta publicului țintă principal, copiii, și el îi spunea că e făcut pentru oamenii până în 25 de ani, sunt ușor trecut și peste vârsta asta, așa că dacă ești copil, ori dacă cumva ești chiar un adult prins la angrenajul umorului tiktokeresc și îți sunt simpatice personajele, nu ține cont de părerea mea, oprește aici clipul ăsta și dacă chiar aveai în plan să urmărești filmul, du-te și fă, probabil o să te amuze mult, mult mai tare decât m-a amuzat pe mine. Nu judecăm, fiecare cu nivelul său de înțelegere și cu gusturile sale. E un film slab sau cufundat în uniformitatea umorului de pe cele mai joase trepte ale comediei. A plecat actul după laptici, nu s-a mai întors adevărat? Au fost puține scene de slipire, ori avânturi din partea vreunui personaj care se ridice șacheta, plus că nu e nicio întoarcere de situație serioasă. De o să te întreb la sfârșit, Baul, Boogeyman, ucigașul, ăla pe care l-am prevăzut cu toții încă de la început, și zic toate astea din punctul meu de vedere, al unui om care nu și-a făcut cine știe ce așteptări și deși era conștient că cel mai probabil o să fie un film slab, a încercat să fie cât se poate de îngăduitor și să vadă și părțile pline ale paharului. Pentru că filmul, deși e submediocru, are și părți bune, merge în direcția corectă și am și râs la el. Le-am văzut acolo părțile bune, le-am văzut părțile bune! Bă, dar oricum, gen, toată lumea a zis că doar alea sunt părțile bune. Păi gen, da, am văzut și înainte, uite, pe ecran părțile bune, să ne le mai uităm o dată la părțile mediocru, bune. Are și părți bune, merge în direcția corectă și am și râs la el, bune. Am rămas impresionat de vreo două... Bă, știi care e faza? Faza e în felul următor, din punctul meu de vedere, ce s-a făcut pe zona de film aici este mai ok decât ce s-a făcut până acum în toate filmele, e Romina ăla este un pișat pe lângă ăsta. Bă, Miami Beach a fost dis. 2-ul, da, și 1 și 2-ul, da. Mi-au plăcut. Bine, dar acolo au fost și alte bugete. Da, clar. Ale da, au avut alte bugete. Și au fost pentru altă audiență. Și au actori, frate, au fost da. și actori. Și asta, cum se numește? Team building. Și team building-ul bun. Team building-ul a fost bun, dar a fost vizionabil. A avut haz. Și am vorbit cu Diana, știi? Doar că n-au mai avut minute cât să reușească să pună tot, știi? Că ei trebuie să se încadreze într-un anumit număr de cât minute. Avea? Cât aveau? Câte minute? O oră și 45, ceva de genul ăsta. Okay. Gen, e o chestie care trebuie să te încadreze acolo. E. Și faza e că n-au explicat ce sunt tablourile alea. Mi-a explicat mie după ce sunt tablourile alea. Dacă vreți să știți și voi tablourile, știi că au apărut multe. Da, da. Sunt morțile fiecăruia. Și fiecare concurent era un animal din acele tablouri. Mamă, nu m-aș fi prins niciodată. Eu nu m-am prins. Nimeni nu s-a prins.
trebuia un pic de backstory la Moș, cei cu Moșul ăla, cei cu Babeta. Da. Acum nu știu dacă v-ați uitat sau nu, dar e un pic... Au văzut destule spoilere, sigur. Dar sunt acolo, gen, sunt niște chestii pe care eu le-aș fi vrut în film, știi? O ori de jocul ăla. Cum miroase Offset, habar n-am, crezi? Amici, așa urma. Amujdei. Turicesc. Și mai presus de atât, o să vă spun și cum a reacționat publicul din sală. Așa că trecând peste introducerea asta, să vorbim cu bune, cu rele și cu spoilere despre filmul Buzz House. Repet, vor fi multe spoilere în recenzie, așa că dacă nu ai urmărit până acum filmul și dorești să-l vezi, oprești clipul. Pauză. Mergi și urmărești filmul, iar după te poți întoarce. Dar are și microfon destul de prost, Lospam. Dacă spun un live de al tău, să vezi diferență. Să spun după are să mult asta da, fiind zise, sunt vreo două excepții. Prezența domnului Gabriel Spahiu și a doamnei Tania Popa. În rest, filmul nu este cu actori, ci cu tiktokeri, care au fost la baza emisiunii de YouTube Buzz House de astă iarnă. Nu am urmărit niciun episod din ea, dar la vizionarea filmului n-am simțit că ar fi trebuit să o văd ca să înțeleg mai bine filmul. Și ăsta este sinopsisul următorului sezon. Uite, vezi, 133 de minute au avut. Din Buzz House este cel mai ambițios de până acum și el a pregătit multe surprize participanților, concurenți secreți, o vilă izolată în pădure la care se ajunge doar cu barca și un angajat costumat pus să-i sperie să iasă palpitant. Totul este plănuit în detaliu, ce nu e în plan însă e ca un psihopat adevărat să apară, să-l omoare pe angajatul sperietoare, să ia costumul și să-i terorizeze pe bune pe concurenții noștri. Mai contează rivalitățile când ești alergat. Bă, dar ăsta e gen, ăsta e filmul, gen. Uau, deci ăsta e filmul din descriere. Ăsta e filmul. Ăsta e filmul, gen. Eu acum am văzut. Ăsta e filmul. Cu toporul. Mai contează prieteniile când trebuie să-ți riști viața pentru ele. Cine va reuși să scape și cum? Ei bine, am îmbătrânit într-un mare fel vorbele astea. Filmul începe cu alte personaje decât cele de pe afiș, adică cele principale, aici făcându-se și introducerea momentului în care răufăcătorul pune mâna pe costumul de așa zisă sperietoare. Eu n-am văzut unde pune mâna pe... Tu ai văzut asta cu pusul mâini? Eu n-am văzut-o, să știi. Gen, nu, eu n-am văzut. Frate. Gen, uite, chestia asta eu nu știam, gen, că a pus mâna pe costum. De boogeyman, de baubau. Eu zic sincer, eu multe nu mai țin minte că după m-am îmbătat de Doamne ferește la tine. La Crașova. M-am dus în Crașova după și nu mai știu ce s-a întâmplat înainte foarte mult. Știu că am fost la film și a fost... Ok. Mare pe tinerii care erau deja prezenți la cazare. Printre aceștia se află și Petre Șefan, care e cântăreț, și la apariția lui pe ecran s-a auzit tare de nicăieri și neașteptat din sală. Petre Șefan, cel mai frumos băiat de pe TikTok. Din partea unei copile. Am ținut să-l menționez pe Petre Șefan pentru că, deși a apărut pentru o perioadă scurtă, a rămas memorabil pentru mine datorită faptului că a avut o energie mai aparte și a jucat rolul cu mai multă poftă și vlagă decât cam toți tiktokerii din film. Da, frate, jur! Petre, chiar au trepării, că... chiar s-au implicat, frate, Petre Berecheț și Albert au fost top. Da, da, rău. Și a făcut treaba și a fost un plus de valoare. Pe repede înainte, a trecut ceva timp și au plecat toți concurenții Buzz House alături de Shelly către vila din pădure. Din păcate, echipa de filmare, echipa care se ocupa de producție, n-a putut ajunge, rămânând în București, așa că tinerii n-aveau decât să stea degeaba o perioadă la locație, fără semnal. Între timp vreau să discut despre faptul că eu în general nu am probleme cu reclamele în filme, cu pretenția să nu fie împinse prea evident și forțat în față. Doar ca să vă faceți o idee, în decursul unui... Nu că reclame! ...minut au curs reclame la creme, la mix de nuci și stafide sau ceva similar și la o bancă, după câteva minute iar au început cu reclamele cu nuci, cu tăiței, apă micelară, apă minerală, la cărțile învață cu succes, etc. Și da, au fost, într-adevăr, au fost foarte, foarte, foarte multe. Bă, au fost multe rău, rău. A, nu, păi numai aici, în scena asta a fost și Nivea și după a fost și Aqua Carpatica. Da, mă, și aia cu pișat a fost gen... De, eu nu de știu 3 cum a euro fost, de, făcut, da, de 3 euro făcut aceeași dumă. Și la fel a integrat brandul da, de fiecare exact. Dată, gen. Dar eu nu știu cum e brand, cum a fost brand ok cu asta. Am zis, erau integrate prea forțat. Bine că între timp au fost scene de comedie, timp în care jumate de sală a început să râdă în hohote. Scenele fiind cu Costi Max pe toaletă, atât. Și faptul că a început să vorbească băiatul ăsta cu voce pițigheată. Nu conta ce vorbea, publicul era... Bă, Vlad Neamțu neironic a fost bun! Da, Vlad Neamțu chiar... Chiar a fost bun în Vlad Neamțu. Film. Trebuie să faci un live cu Vlad Neamțu. Ascultă-mă! Aș face. Te rog, îți dau eu, te rog, ți-l aduc bine, eu. Bine, bine. Fă asta, un live cu Vlad Neamțu. Bine. Absorbit de vocea lui, la fel ca materiile fecale ale lui Costi Max de către scurgerea laterală a WC-ului. Acum a urmat și primul moment în care am râs.
în sinea mea, ne-au fost prezentate momentele în care Shelley se târguia cu participanții în privința sumelor pentru aparițiile lor, vorbim de mii și mii de euro, iar la sfârșit se încheie totul cu dialogul dintre el și băiatul cu voce pițigheată, pămpăroul grupului bănuiesc, în care Shelley îi zice, tot 350 ca data trecută, da? Da, a fost suficient de funny tranziția și execuția. Nu trebuie să faci cine știe ce glume complexe pentru a face. Aia a fost bună aici cu Vlad Neamțu, da, când i-a zis 300 de euro lui Vlad. Face și persoane mai abile să zâmbească sau să râdă. Drept dovadă scena asta. Apoi iar a urmat scene în care n-au izbutit să facă umor, avându-i în atenție pe Drăcea și Costimax, care făceau concurs cu scuipat, care a fost urmat de hohote de râs din partea Selly la replica lui Drăcea. Știi ce rimează cu furiș? Îmi vine să mă piși? Da, bă. Eu cred că puteai să faci ceva mai tare cu filmul ăsta, gen, puteai să, gen, la modul puteai să faci ceva mai tare dacă implicai și actori, dar probabil n-a fost buget să implici actorii. Da, e greu, mă, e greu, dar au avut buget oricum gigantic, nu? Un mili. Da, dar știi care a fost problema? A fost că a fost film de noapte și așa, care costă, gen, costă foarte mult. Altceva mi se pare mai insultător, și anume că au abuzat de un astfel de presupus umor în film, la prima mână, clișeic și negândit, în loc să încerce să ridice mai mult standardul. Să râdă și oamenii care nu râd de la bășin și scuipat, că e contraintuitiv să o facă dacă au peste 15 ani. La cazare, proprietarii, personaje jucate de către cei doi actori menționați mai devreme, i-au întâmpinat aparent ospitalier, cu niște mâncare din carne și am crezut că vor duce ideea asta mai departe, într-o direcție morbidă, ca ulterior să aflăm că respectiva carne e de om, din ce omorâți anterior, însă n-a fost așa. Au construit și... Era tare, uite, tare chestia asta, ideea. Ai auzit? Da. Tare. Scena asta, ca la final, s-o încheie cu un gândac pe fundul farfuriei. Ceva atât de previzibil încât nici nu te așteptai să se întâmple, lucru care evident le-a provocat dezgust personajelor, dar nu atât de mare încât dacă chiar ar fi fost carne de om. Tot de aici am intuit probabil majoritatea că proprietarii ar fi la mijloc, cei din spatele dispariției persoanelor de la cazare și că bărbatul este baubaul. Pe mai departe, Shelley, ieșind afară pentru neric, cu scopul de a căuta niște personaje care nu erau înăuntru, a fost luat în vizor de către baubau, care i-a făcut felul. Și m-a impresionat. Până în acest moment, Shelley a avut un joc actoricesc decent, raportat la întreaga producție, însă el a livrat cea mai convingătoare și amuzantă scenă din întreg filmul, din punctul meu de vedere. Întins pe jos, a creat o scenă în care a mimat foarte bine starea de disperare și frică. Nu știu dacă... Da, aia, scena aia chiar a fost bună. Din scena aia a fost bună. A retrăit vreun moment traumatic din trecut, însă i se simțeau convingători emoțiile în voce, creând astfel un efect comic bun. Când implora criminalul să-l cruțe, a jucat foarte plauzibil. A fost scena mea favorită din film și trebuie să o vedeți ca să înțelegeți de ce o laud. Așa, din cuvintele mele, nu o să vă dați seama. După acest eveniment, au ieșit în curte alte două personaje, Vlad Neamțu, băiatul cu vocea pițigăiată, și David Ioan. Vlad Neamțu s-a întors cu spatele, iar David Ioan a început să-și desfacă șlițul de la pantaloni, pentru că i-a venit să facă șușu și Vlad, fiind o fire mai rușinoasă, n-a vrut să vadă scena, așa că s-a întors cu spatele dinainte, preventiv, în timp ce David își făcea nevoile pe lângă lacul din preajmă. Între timp, baubaul, răufăcător... Bă, trebuia mai mult backstory și la baubau și la astea, gen, știi? Adică eu acolo cred, bă... A fost la final, gen... la final, știi? Da, dar nu e, trebuia un pic mai mult backstory acolo, cum s-a întâmplat cu ăsta și așa, dar finally. A apărut de nicăieri, l-a înșfăcat pe David Ioan, au început să se bată, iar Vlad stătea tot întors cu spatele, făcând glume că vai, dar ce sunete scoți, hi-hi-hi, știți voi, chestii clișeice, pe care probabil le-ați văzut și în alte filme. Într-un final observă și el bătălia, însă din cauza testosteronului nesuficient, nu l-a ajutat prea mult pe David, care în cele din urmă a fost... eliminat din lumea asta nenorocită în care există TikTok de către răufăcător. Iar Vlad a fost luat ostatic și tărât în pădure, loc în care a fost legat și de unde a început să emită o ploaie de decibeli, strigând după ajutor. Duo-ul Drăcea și Costimax s-au decis să meargă în căutarea lui. Bă, pentru știi a care chestia? Eu la finalul filmului deja nu mai puteam. Când erau scenele astea, știi, că se omoară între ei. Bă, la un moment dat, atunci când jucă ăștia barbuți, bă, deci eram, stăteam acolo pe scaun când pula mea se termină, coai odată, știi? Când se termină? Da, într-adevăr a fost, adică chiar a fost, gen, a fost. Vlad Neamțu nou supraviețuit, Cristi, trebuie să te duci să vezi, gen, trebuie să te duci să trebuie vezi. Trebuie să te duci, mă, să vezi, mă, frate, că... Da, vezi că și atunci un pic am horny. O să te dai cu ulei de cocos pe doar pe față. Păi, chat-ul mereu e horny să mor eu. Bă, mereți dați o labă, bă, și după aia intrați pe stream. E și ora, gen, e și ora perfectă. Încă nu, încă nu, să vezi cum e după 12, atunci Salva. Începe, ies monștri. Toți? Și n-au reușit, dar bine au făcut, pentru că de data asta au livrat comedie simplă,
dar bună și eficientă. Lui Costi a fost înmânat și un spray anti-urs cu care i s-a dat la subraț și știu că și asta a fost o scenă puerilă, dar mi-a plăcut pentru că a fost bine executată faza. Am râs în sinea mea la ea. Iarăși, așa dacă vi-o spun, nu o să vedeți și înțelegeți efectul artistic, trebuie să aveți scena în față ca să vă lămuriți. Cum am râs de asemenea și la o imediat altă scenă cu spray-ul, simplă, dar eficientă. Dar nu o să o zic, că vreau să las și chestii pe din afară, nevrând să discut toate amănuntele. Apoi, după aceste două momente, au urmat iarăși două scene foarte puierile, foarte slabe. Una în care Drăcea făcea fuga comică, adică alerga crăcănat, iar alta în care Costi Max se bășește în copac. Printre cele mai tare au fost. Și că se pișea cu Aqua Carpatica. Aqua Carpatica, aia mi-a plăcut maxim. Slabe și necreative dume din întreg filmul, dar impresionante pentru publicul prezent la cinema. Sala a fost întâlnir când s-a bășit Costi. Unii copii din spate au început să aplaude și să strige bravo ticule sau bravo tizule. Unii au zis, scena asta am văzut-o pe TikTok. Cred că aproape toată sala râdea în hohte. Și am rămas fascinat. Nu mă așteptam la un asemenea feedback, nici măcar din partea copilor. Dar iată că au fost câștigați de o simplă bășină. Repet, fascinant. Dacă mi-ar fi descris cineva atmosfera din cinema, nu l-aș fi crezut. Apoi, răufăcătorul își face simțită prezența în fața vilei, iar Adrian Elicopter, care nu știu dacă știți, dar e de la țară, a creat o secvență previzibilă, dar cât de cât haioasă, spunându-i Iorgăi cum că el e de la Budeasa și că toți aia de la discoteca din comuna lui se fac covor în fața sa ca să nu-și mărgărească tine și că atât îi trebuie răufăcătorului să se pună cu el, iar câteva secvențe mai târziu îl vedem, bam, pe jos, împachetat și trimis la somn, însă nu la cel de veci, după lupta pe care a avut-o cu Bau-Baul. Odată intrat în casă, răufăcătorul caută și alți tineri din cașcă pentru a-i ucide, îi se întinde o capcană și într-un final avem și o întoarcere de situație, comică de altfel. Nu atât de importantă, dar comică și neprevizibilă. Nu mă așteptam la ea și cred că este singura de altfel. În cele din urmă mai mor două personaje, iar după o femeie puternică și independentă din bază sau să-l înjunghie, dar nu fatal pe antagonistul filmului, iar de aici până la final, adică în ultimele 30 de minute, e mai mult zgomot de fundal și joc actoricesc extraordinar de slab. Am rămas și surprins când, odată căzut într-o capcană de aurul făcătorului, Drăcea spunea niște dume, o tentativă de stand-up și era atât de slab încât era liniște în toată sala, care a fost în cele din urmă întreruptă de un da, atât de slab a fost încât nici măcar copiii n-au mai râs. Nu știu dacă scena a fost făcută pentru... Scena a tot prea mult, frate. Cu Drăcea jos acolo? Da, mult prea mult tot tras-o. Puteau să pună altceva în loc la scena asta. Tablourile... Dar nu numai asta, au fost niște scene care într-adevăr poate meritau gen nu neapărat scoase, dar meritau mai puțin să fie da, scenele respective. Da, cu barbutul, atât au durat, frate, cu barbutul să mă... Când făceau barbut pe produsele lui Shelly. Da, mă. Aia era bună de TikTok, știi că ei de asta au făcut-o garantat, că e o chestie de TikTok, știi ce zic? Aia e catchy pe TikTok. La strânge râsete, însă dacă a fost așa, a ieșuat. Și acum în rest, dacă nu am menționat prea mult de alte personaje, este pentru că nu prea au fost prezente. Ori pentru că prezența lor a fost fadă, de nu li se întrezărea vreo emoție pe chip, de parcă erau roboții AI din prezentările de pe la târgurile de tehnologie. Este evident că e o diferență mare între actori și tiktokeri când vine vorba de jocul actoricesc. Mi-a plăcut expresivitatea care a apărut originală, cu care și-au jucat rolurile domnul Gabriel Spahiu și doamna Tania Popa. A fost și prima oară, de altfel, când am văzut o producție cu dânsii, însă la final, până și doamna Tania Popa m-a surprins prin faptul că a jucat slăbuț. Mimica de la final a fost mult, mult prea stângace și puierilă, de-a dreptul nenecesară. La final, un personaj se luptă cu Bau-Baul, amândoi cad, se cerați pe jos și mai rămân trei personaje din bas sau sunt în viață, două ajung cu bine în civilizație, iar altul rămâne blocat în pădure și mi-a lăsat impresia că s-a lăsat loc de o continuare și cumva, peste noapte, personajul care a rămas în urmă va fi următorul Bau-Bau, ceea ce... ar fi o schimbare chiar imprevizibilă și deloc justificată. Bine, și acum mă îndoiesc că se va face o a doua parte a filmului. Deci mai este până când mașinăria de entertainment cinematografic de acest gen va fi suficient. Bani garantați s-au făcut. N-ai cum să zici că chestia asta nu s-au făcut bani și într-adevăr eu cred că o să existe și o parte a doua, dar că, doar că cu alte personaje. Dacă te cheamă și el la bas sau să te duci? Da. Să mor eu? Normal! Vrei să mergem? Normal, mă duc, îi distrug pe aia, frate, și nebun, îi terorizez. Să stai acolo în bus house. Wow, red o film în bus house. Ia, că îi terorizez. Mamă, cum ar fi red în bus house. Bă, wow, efectiv, wow.